Bună ziua, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților, să începem săptămâna în forță. Este 28 martie 2016, Paște fericit celor, cum să le zic, de credință, religie catolică, n-am idee, că a fost prima zi de Paște, sau e prima zi de Paște, a fost învierea, da? Veți putea urmări mai pe larg câteva materiale filmate în jurul municipiului Roman cu această ocazie pe roman24.ro. Presupun că vă așteptați să vedeți pe televiziunea noastră așa ceva. Pentru cei care nu reușesc să le vadă acum live, da, în pachetele de știri, nu uitați că avem canalul de YouTube Roman24 online, pe care le puteți urmări mâine, poi mâine, când o fi, că ele rămân acolo veșnic, sper din tot sufletul să nu ne le mai șteargă cei de la YouTube. Urmăriți canalul Roman24 online, mergeți după bulina galbenă, dacă e simplu, așa cum zice și promo-ul nostru. Roman24 este peste tot, e de ajuns să căutați logo-ul galben. Ăla e. Dați subscribe, sau cum, nici nu știu cum zice în română, subscriu, mă abonez, da? Pentru ca să fiți la curent de fiecare dată când ridicăm ceva pe canal. E un fel de simbioză, da? Noi câștigăm subscriber și, bineînțeles, ne ajută și pe noi că suntem văzuți mai bine și de către cei de la Google și de către dumneavoastră, iar dumneavoastră o să fiți la curent cu ce ridicăm noi de fiecare dată pe YouTube, în eventualitatea în care nu stă nimeni la ora 14 să se uite la programul zilnic. Deci, canalul de YouTube Roman24 online, dați acolo, mă abonez, subscribe, da, nu știu cum scrie la voi pe calculator. A fost un weekend, știți cum, din ăla așa, cu de toate. Pentru mine, zic personal, că știu că vă interesează ce am mai făcut, da? Jedi-ul meu consular a ajuns ieri la level 36, că știu că mureați de curiozitate să aflați ce am mai făcut în weekend. Ieri, ca duminică, bineînțeles, mă gândeam că o să dorm până pe la 10. Imediat ce m-am băgat în pat azi noapte, ieri noapte mi-am adus aminte că duminică dimineață trebuie să intru în repetiția generală, aia finală cu piesa de teatru. Am așezat-o pe camera, așa-i? E un talent, ochiul meu care e așa, e de bine măcar nu s așa, nu? Tot e bun, nu-i rău totul, chiar. Am făcut și sunetul singur, adică am apucat să mă ascult cât de cât și se aude în microfonul ăsta. V-am zis că am făcut la un moment dat o emisiune fără microfon și nici măcar nu mi-am dat seama, o oră dragă a vorbit ca tâmpitul singur. A fost absolut zuberb. Da, și vă spuneam că m-am băgat în pat în intenția să dorm până la 10 ca oamenii și după aia mi-am adus aminte că la 9 era... Ai dat limbile cu o oră înainte? Evident! Cum să nu le-am dat limbile cu o oră înainte? Câte glume s-au făcut pe chestia asta? M-am trezit că trebuia să mă duc la repetiția generală și finală pentru piesa pe care o avem astăzi cu trupa de teatru Dan Alexandrescu la Cercul Militar din Roman, și anume piesa Tango Monsieur. Nouă nouță, frate! O să rupă, dacă nici piesa asta nu rupe gura târgului, nu îmi spuneți mie neamțul. Pe urmă, am ajuns acasă și zic, e ziua aia în care lenevesc și am lenevit. Toată ziua de ieri a fost Star Wars. De la filmele de animație, mi-am descoperit un film de o oră jumate de animație Star Wars de care nu știam și l-am văzut cu mâna la... cu sufletul la gură, da, și cu popcorn, evident. După aia m-am jucat, după aia m-am uitat iară la filme. Ce să vă mai zic, a fost așa o duminică și după aia m-am uitat la ceas și era trecut de miezul nopții. Zic, ia uite frate, ce trece vremea când te simți bine. M-a obligat Facebook-ul, știu că mă aveați foarte mulți dintre voi ca neamțu pe Facebook. Brusc și-a dat seama Facebook-ul că nu-i convine de numele meu. Nu îi place să mă cheme neamțu. Și m-a obligat ca în 7 zile să-mi schimb, să-mi pun și eu un nume
prenume, prenume și inițiala tatălui, probabil că, da, nu mai ai voie să ai un singur nume pe bine, de multișor se întâmplase chestia asta, numai că eu dacă m-am obișnuit să mi se spună neamțul, am mers cu neamțul pe Facebook cât de mult s-a putut. E, ieri Facebook-ul m-a obligat să-mi schimb chestiuța și să-mi pun și eu nume și prenume ca oamenii. Așadar, începând de ieri, mă cheamă cum mă cheamă pe mine, cu numele meu adevărat, Ieh. Da? Uite, așa se strică brandurile. 28 martie, adică dacă o să primiți de la mine chestii, să știți că-s de la mine, luați-vă și voi după poză. Nu vă mai luați după nume. 28 martie 1983, Consiliul de Stat a adoptat decretul privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor și al mașinilor de scris, prin care se introduce controlul polițienesc asupra folosirii acestor aparate. Colegii din spate montează niște schele, n-are nicio legătură cu știrea de mai devreme, cu informația de mai devreme. Colegii din spate, cei care lucrează de un an întreg la o clădire, montează iarăși niște schele, așa că orice auziți din spate nu e zgomot de fond al emisiunii, e zgomot de fond al realității. Vă spuneam că aveam acasă o mașină de scris în perioada aia, un Olivetti. Din când în când mai lucram, că așa am învățat să lucrez cu degețelele, da? Pe mașina de scris aia veche, Olivetti. Nici nu știu de ce aveam o mașină de scris acasă. Ideea este că în 1983, și tot îmi spunea maică-mea de fiecare dată, băi, să nu zici nimănui că avem mașină de scris acasă, frate, că n-avem voie. Stăteam și mă gândeam, da? Logic, încă de pe vremea aia încercam să aflu niște chestii. Și zic, dar care-i noima? Adică, de ce să n-ai voie să ai o mașină de scris? Te ajută foarte mult. În loc să scrii de mână, mai ales dacă ai un scris de parcă scrii cu laba gâștei cum scriu eu, nu știu dacă mi-ați văzut vreodată scrisul de mână, Doamne ferește, e jalnic. Zic, te ajută foarte mult să scrii la mașina de scris. Romanele, văzusem în filme, da? Romanele se scriu la mașina de scris, nuvelele se scriu la mașina de scris. Cum să... N-ai voie să ai acasă așa ceva. Și au trecut anii ca să-mi dau, până să-mi dau seama că, bă, ăsta, regimul se temea să nu faci manifeste. Clink. Deci aflați că în 1983 Consiliul de Stat a adoptat decretul privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor și al mașinilor de scris, prin care se introduce controlul polițienesc asupra folosirii acestor aparate. În 1974, pe 28 martie, Marea Adunare Națională instituie funcția de președinte al Republicii Socialiste România, în care este ales, evident, se știe deja, Nicolae Ceaușescu. Știți, nu, că PMP-ul l-a ales pe Băsescu. Poate asta a fost o surpriză, chiar nu mă așteptam. Ce se schimbă în partide? Nimic. Mare lucru nu se schimbă. Dragnea, la PSD, ales în unanimitate de voturi ca singur candidat. Băsescu, ales cu unanimitate de voturi, de ce? Ca singur candidat. Dacă mă iau la toate partidele, la fel. În partide nu se schimbă nimic. La legi, pe ăla care a fost deja, pentru că trebuie să se ridice unul, cum a fost ăla de la Brăila, Constanța, Galați, de unde era el pe vremea lui Ceaușescu, să spună, tovarăși, eu nu mai aleg pe Ceaușescu în funcția de prim secretar al partidului. Nu mai există așa ceva. Tot în 1983, odată cu ăla cu mașină de scris, Consiliul de Stat a adoptat și decretul privind declararea animalelor, înstrăinarea și tăierea bovinelor și cabalinelor, prin care se interzice crescătorilor de animale sacrificarea acestora pentru consumul propriu. Da? Se știa, adică pe vremea respectivului împușcatului se știa și de povestea asta și totuși oamenii reușeau cumva, că legea e ușor la noi de ocolit, nu e problemă, la urmă mai ține de cine vine în control. Și cine vine în control și el mănâncă. Ce? Carne, printre altele. Da? Și se făceau și atunci măgărioare, cum se fac și acum.
Așadar, vă mai spun o dată, în 83 a fost 28 martie, a fost o zi plină pentru Consiliul de Stat, care a adoptat controlul asupra mașinilor de multiplicat, mașinilor de scris, etc., etc., și asupra înstrăinării tăierii bovinelor și cabalinilor și interzicerea crescătorilor de animale, sacrificarea acestora pentru consum propriu. Astăzi este ziua lui Lady Gaga, născută în 1986, și ziua lui Adrian Severin, politician român, născut în 1954. Pe 28 martie 2002 a murit Billy Wilder, pe numele său Samuel Wilder, regizor laureat al 6 premii Oscar. A murit Robert Merle, romancier, cred că așa se citește, că nu știu să citesc în franceză, romancier francez. Peter Ustinov, actor britanic, decedat în 2004, și Ștefan Radov, actor român, decedat în 2012. Este ziua internațională pentru comemorarea victimelor accidentelor de muncă, lucru care în România, din nefericire, se petrece din ce în ce mai des. Sau, în fine, există un segment al anului în care accidentele de muncă se petrec. Unde? Mai exact pe șantiere. De ce? Hai ca să revin, da? Ziua internațională pentru comemorarea victimelor accidentelor de muncă. Eu aș fi preferat să existe o zi internațională de prevenire a accidentelor de muncă, măcar o dată pe an. Știți că spuneam zilele trecute că există o zi internațională pentru aproape orice. Orice prostie, orice tâmpenie ne vine prin cap, alături de lucrurile importante, se serbează internațional măcar o dată pe an. O dată pe an. Inclusiv ziua internațională pentru comemorarea victimelor accidentelor de muncă. Încă o dată spun, aș prefera să existe o zi internațională pentru prevenirea accidentelor de muncă. O zi pe an, în care tot ce înseamnă șantier, că acolo se petrec în general accidentele de muncă, Tot ce înseamnă șantier în România să fie controlat la sânge. Adică, bună ziua, bună ziua, de la, nu știu, Comisia pentru Prevenirea Accidentelor de Muncă, nu știu dacă există așa ceva, dar ar trebui. Lucrați pe șantier, da. Frumos, lucrați în tenis? Păi da, că ne mișcăm mai în Adidas, da, da, e, ghinion. Unde-s bocancii cu vârf metalic? Cu protecție. Bună ziua, de ce nu aveți cască pe cap? Bună ziua, de ce nu aveți mănuși de protecție, ochelari de protecție, etc., etc., pentru că nu e așa, v-am spus, lucrăm în străinătate, venim în România, nu înțelegem nimic și nu punem în aplicare din ce vedem în alte țări. Nu, ne place, mergem în străinătate, ne întoarcem în România și spunem, bă, păi, străinătate, frate, se muncește, nu să, da, acolo totul este clar, pus la punct și ia ca, frate, nu se întâmplă, hai, vrei să mă ajut la o casă, da, hai, și lucrează cu țigara în gură, cu autogenul, cu, da, tot ce se face în străinătate brusc se uită. Toate regulile din străinătate pe care le lăudăm și le ridicăm în slăvi atât de mult se uită în momentul în care ajunge în România. Și nu mă refer doar la muncă, ci și la modul de viață cotidian, adică de zi cu zi. Dacă în străinătate, vii din străinătate după 5-6 ani și spui, bă, e o curățenie pe străzi exemplară, bă, la nemți. Am stat acolo, frate, nu puteam să arunc un chiștoc pe jos, nu trebuia să arunc totul la gunoi, hârtiuța, da, în timp ce aruncă de pe fereastra mașinii și golește scrumiera. Nu știu, de parcă în momentul în care treci granița în România, toate regulile din străinătate pe care le respectai și pe care le lăudai, brusc le uiți. Da? Și cu munca la fel. Bă, veri, am lucrat pe un șantier în, nu știu, în Austria, și era mișto acolo, frate. Nu puteai intra pe șantier, că venea șeful de șantier dimineața și spunea, bă, mănuși aveți, ochelari de protecție aveți, cască aveți, da, le folosiți, bocanci de aia în picioare aveți, da, ia semnați aici protecția muncii zilnic, da, corect. Și abia pe urmă intrăm la muncă, bă, ce mișto lucrează austriecii, bă, nu o să ajungem, de-aia merge țara prost. Da? Pe urmă vin oamenii aia și se angajează în România pe șantier, unde n-au nici bocanci, nici cască, nici mănuși, nici nu semnează o protecție a muncii și șeful de șantier e jumătatea din timp beat. Ce, adică nu mai e și ăsta momentul, bă, din cauza asta merge țara prost? Înțelegeți ce spun? Este ziua internațională pentru comemorarea victimelor accidentelor de muncă.
Nu există o zi pentru prevenirea accidentelor de muncă și după aia la știrile de la ora 5, că încep lucrările iarăși în București, că Bucureștiul e un șantier constant, un mal de pământ s-a prăbușit peste doi muncitori, omorându-i instantaneu, etc. Da? Bă, dar ce că... Și mă uit la maluri de pământ sprijinite cu niște bețe. Am văzut cu toții știrile. Hai, poate anul ăsta încă n-a început. Sper nici să nu se petreacă anul ăsta. Dar anul trecut, acum 2 ani, acum 3 ani, acum 5 ani, nu e an în care să nu fie un mal de pământ care să cadă peste doi muncitori. Da? Și pui întrebarea, bă, dar malul ăla de pământ doar n-a luat-o singur la vale. Cineva mai întâi a săpat. Și când a săpat, n-a pus niște cevauri ca să-l susțină. Dar oamenii ăia ce căutau acolo? Sub malul de pământ. Dar oamenii ăia aveau materiale, nu știu, materiale, echipament de protecție. La e bine, în momentul în care îți pică un mal de pământ de 5 tone pe tine, echipamentul de protecție este inutil. Dar ideea. Dar au semnat un de-asta de intrare pe șantier? Le-a făcut cineva dimineață când a început tura? Le-a făcut cineva instructajul? În general, răspunsul este da, bineînțeles, totul a fost, este numai vina lor. Trec pe lângă șantiere chestii, oameni care, nu știu, lucrează, de exemplu, la... Hai să vă dau un exemplu. La termoizolarea blocurilor. Corect? Mă, când lucrez la termo... La, zic bine, izolarea asta a blocurilor, cum se vrea acum, obligatoriu. Și se lucrează pe schele. Când lucrezi la etajul 4, nu poți, că nu plutești, da? Ai nevoie de schele. Trec pe lângă schele și noi știm cu toții că pământul nu este neted. Pământul e denivelat. Terenul e denivelat, ca așa el, da? Schelele alea, schele de pe vremea lui Gheorghe Utej. N-au picioare care să se așeze diferit în funcție de teren și după aia să le fixezi. Ele schele, iete așa, și încep să fac așa schelele alea. Ei, și atunci noi ca români ce facem? Taci, bă, punem niște bucățele de scândură de desubt și o să stea, nu se mișcă. Urci pe schele la etajul 4, faci așa cu ele. Da? Da, măcar știi că lucrezi. Băi, lasă, decât să stai acasă, mai degrabă lucrezi așa. Omule, îți pui viața în pericol. Și nu doar pe a ta, dar schirele aia dacă pică, pică pe mașini, pică pe oamenii care trec pe stradă. Îl bagi la închisoare pe șeful de șantier dacă există așa ceva, pe proprietarul schelelor, pe proprietarul firmei. Nu mai vorbim numai de tine, da? Și sus, făcând așa cu schelele în timp ce lipesc ei bucățele aia de polistiren, vorbesc, bă, în Austria nu s-ar fi întâmplat așa ceva, bă, niciodată, că am lucrat acolo, acolo aveau schele ca lumea, le montau în perete. Fă și în România la fel! Dă găuri, că ai bur mașină și montează, fixează-ți schelele în perete cât lucrezi, ca să nu cazi și să mori. Este ziua internațională pentru comemorarea victimelor accidentelor de muncă. Este ziua internațională pentru sănătate și securitate la locul de muncă. Tot astăzi. Ziua internațională pentru securitate și sănătate la locul de muncă. Securitate la locul de muncă. Vorbesc serios, dacă ieșiți în momentul ăsta și aveți telefon mobil, că acum știți cum e fiecare dintre noi, este operator TV, mulțumită tehnologiei, tot să avem o cameră la telefon, aproape toți, da? Nu se poate să nu ieși în oraș și să nu găsești măcar o chestie pe care o să o filmezi. Săptămânile trecute, colegul Ciprian sunase la Apaserv, Roman, evident, că undeva în spatele casei de cultură curge apa într-o canalizare. Într-o gură de canal. Bă, ieșea apa din gură, vorbesc de o gură de canal, nu de aia mare din mijlocul străzii, undeva lângă trotuar. Bă, și ieșea apa de acolo, gârlă, și ăsta spune la telefon, domnule, are o săptămână de când curge, adică lăsând la o parte că e strada udă tot timpul, gândiți-vă la pierderi, cam câte sute de metri, zeci de metri cubi de apă se pierd inutil, pe care cineva evident îi plătește, da? Și curge de o săptămână. Trimitem imediat o echipă. Trec niște ore, Romano fiind o metropolă mai mare decât New York-ul, Moscova și Beijing-ul la un loc. Da? Trec niște ore și vine de la Apaserv, care e la pompieri, până la Casa de Cultură, o mașină cu niște oameni. Noi așteptam afară, eram la o țigară, băieții la o cafea.
Am râs. Unul din neni, că erau trei cu mașina, am râs. Scotea apa din canal cu un păhărel de ăla, de la Danone. Ca să ajungă la țeavă. Scotea inutil, pentru că țeava fiind spartă, dădea apă în continuu, în continuare. Și el, cu un păhărel Danone, lua apa din canal și o dădea alături. Deci dacă a existat un exercițiu de inutilitate mai mare decât ăsta în afară de ora pământului, ăsta a fost. Cu nene în genunchi, trebuie să vă imaginați cât am râs. Doi stăteau lângă ele așa. Probabil că unul era șoferul, deci ca urmare nu se băga în chestii din astea. Al doilea era probabil șeful celui care stătea în genunchi. Deci un șofer și șeful, că din doi, unul trebuie să fie șef musai, stăteau aici așa cu mâinile în sân și se uitau la ăsta care stătea în genunchi lângă canal și scotea apa din canalizare cu un păhărel de iaurt. De rezolvat nu s-a rezolvat, apa curge și acum, mi se pare. Da? Dar mi-a plăcut foarte mult, din într-adevăr, asta e o chestie de filmat și de dat peste tot în lume ca exemplu de așa, nu! N-au venit cu ceva să sugă apa din canal. Au venit cu un păhărel de iaurt. Pentru iaurt, că dacă era de iaurt, măcar îl mâncau. Dar nu, era un păhărel pe care l-au găsit pe aici, pe undeva, că mănâncă ăștia săracii care lucrează și ei pe niște schele care fac la fel. Au mâncat și au lăsat un păhărel de ăla de iaurt undeva lângă șantierul ăsta din spate. Și nenii ăia au venit pregătiți cu absolut nimic. Au găsit păhărelul inclusiv aici, lângă gura de canal. Și au scos, sau au scos, e mult zis, că logic că nu s-a întâmplat nimic, apa curgând în continuare, canalul se umplea constant. Cu păhărelul de iaurt, scoteau apa din canal și o dădeau, ghiciți unde, lângă canal, unde apa ar fi curs oricum. Este ziua sănătății și securității în muncă. Și aș fi putut să mă iau, domnule, dar nici genunchiere n-ai. Vii la muncă, stai în genunchi și nu ai prostii de alea de cauciuc, o să te doară genunchii, dai în reumatism, dracului. Te așezi pe o pietricică și îți disloci rotula. Se întâmplă chestia asta, a cui e vina? Este ziua profesorului în Cehia și Slovacia. Dobrden, sau... Da? Nu mă pricep. Plus că aia înseamnă probabil bună ziua. Nu la mulți ani, dar înțelegeți voi. Este ziua profesorului în Cehia și Slovacia. Ziua securității în muncă. Tam, 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 tam! Unde ești? Da, m-a amuzat... nu știu care să încep, cu Cioloș? Hai să încep cu Cioloș și după aia să vă zic că m-a amuzat. Plecând de la motoul pe care vi-l repet a suta oară, un popor care renunță la libertăți pentru securitate nu merită nici una, nici alta. Nu e al meu, l-a spus cineva mare, masiv, undeva prin Statele Unite și după aia l-a omorât, probabil. Cioloș spune că... Asta e, înainte de asta mai intrase ceva. O lege. Cu legea de făimării naționale. Legea asta nu e aceeași mărie cu altă pălărie, adică a mai fost legea asta odată. Acum este legea de făimării naționale. Da? Legea asta cu legea de făimării a mai fost toată băgată și oamenii au înjurat-o și au spurcat-o și l-au înjurat pe Dragnea. Dragnea sau Oprea? Dragnea, da? L-au înjurat. Ei, acum e aceeași lege, dar cu... i-a mai adăugat un cuvânt. Naționale. Legea de făimării nu mai e legea de făimării, e legea de făimării naționale, prin care se spune, printre altele, și că cei care jicnesc țara, partidul, nu partidul, da? Mă scuzați, domnul Dragnea, din obișnuință, că am prins perioada aia, cei care jicnesc țara, simbolurile naționale, etc., etc., pot fi pedepsiți cu închisoare plus amenzi de 10.000 de lei, etc., etc., e lupul cel rău, da? Pe lângă toate astea, intervin și chestia cu legea de făimării, care a fost inițial, dar pe care au respins-o toți. Dar pe lângă asta, ca să-i dea o bombastică, cei care jicnesc sau defăimează
simbolurile naționale, cei care jicnesc imnul, care jicnesc țara, da? Plus cei care înjură pe parlamentare, etc., etc., mici. Și oamenii vor fi de acord cu legea asta. De ce? Pentru că spune naționale. Toți suntem naționaliști, cei care jicnesc, defăimează simbolurile naționale, plus parlamentarii, n-ai voie să te iei idee, dar alea sunt mici trecute, da? Și nu se le mai vadă oamenii și pe alea și vor fi toți de acord cu legea asta nouă. E aceeași mărie cu altă pălărie. Da? Lăsând legea asta, că era doar ca intro în știrea care vine, Cioloș spune că au fost folosite cartele priperii din România pentru pregătirea de atentate în Uniunea Europeană. Nu astea de la Bruxelles, dar în contextul actual, situației actuale europene, cu atentatele de la Bruxelles, Cioloș și-a adus aminte că în urmă cu niște ani exista un proiect de lege, de hotărâre, un proiect de hotărâre, prin care toate cartelele Pripei trebuiau cumpărate pe baza unor acte. Adică, într-o perioadă, știți că în România, dacă nu mă înșel chiar și acum, nu, acum nu cred. Cred că e trecut legea aia, nu mai țin minte. Dacă vrei să-ți iei o cartelă prepay, musai trebuie să te duci cu buletinul. Înainte le luai la liber. Da, ți-mi o cartelă și cu asta basta. Mergând pe ideea, ok, mergând pe ideea că, bă, frate, în alte țări se face. Foarte adevărat. În Italia, când mi-am luat cartelă prepay, a trebuit să vină cineva cu mine cu acte italiene, da? În Spania, când mi-am luat cartelă prepay, a trebuit să mă duc cu actele și să... De ce? Pentru că e bine de știut cui aparține numărul respectiv. Corect? Au fost folosite într-o perioadă, în România n-aveai nevoie de acte, te duceai și le-ai o cartelă prepay. Uite, de exemplu, am o amantă și vreau să vorbesc cu ea și n-aș vrea să știe nimeni de pe ce numărul sun. Da? Un exemplu. Bine, lăsând, făcând paralel, întrebă, frate, vrei tu să-ți suni amanta, dar e mai bine să ai siguranța că nu organizezi un atentat terorist, e clar că va câștiga nu organiza un atentat terorist, ci trebuie să știm cui aparține numărul. Foarte adevărat. Cioloș zice că au fost folosite cartele prepay din România pentru pregătirea de atentate în Uniunea Europeană. Serviciile cele instrumente care să le permită să monitorizeze foarte atent securitatea. Și aici ajung unde vreau să ajung. Nu mi se pare mie puțin că folosim atentatele astea de la Bruxelles pentru o securitate sporită în România? Și adică, bă, frate, ți-ai luat cartelă prepay, dar trebuie să o ascultăm măcar jumătate de an, tot ce vorbești, că nu se știe dacă vrei să organizezi un atentat terorist. Bun, dar dreptul meu la intimitate unde este? Eu înțeleg că vreți să ascultați, vreți să știu ce fac, vreți și pun pe Facebook oricum toate astea, nu trebuie să mă ascultați voi, că românul pune pe Facebook și ce a mâncat dimineața și ce a visat azi noapte și ce culoare a avut, ce a făcut dimineața. Dă-te-ți pe Facebook și la nevoie faci și o poză la ce ai făcut dimineața și pui pe Instagram, că toate alea sunt pe net, acum dă-te-ți publice. Trebuie să mă ascultați voi, vă zic eu oricum. Nu are rost să ne ascundem după deget, riscul există, suntem în Uniunea Europeană, participăm activ la lupta împotriva terorismului, lucrurile sunt ținute sub control, autoritățile își fac treaba, vigilența este mare, a spus prim-ministru la ProTV întrebat despre riscurile de atentat în România în contextul evenimentelor din Belgia. Lucrurile sunt ținute sub control și autoritățile își fac treaba, asta au spus și belgienii în urmă cu vreo 2 ani. A, noi suntem pregătiți, domnule, nu există niciun risc. Bine, pe de altă parte, noi suntem acoperiți în caz de atentat terorist prin simplul fapt că suntem în România. Nu o să atenteze ăștia la România. De ce? N-au nimic de câștigat. De fapt, ar fi chiar o pierdere. Să se arunce cineva în aer în România ar fi o pierdere pentru ei, inutilă, de explozibil și de un om. Sinucigaș. N-ar câștiga nimic. Probabil că dacă s-ar întâmpla, doamne feri, bat în lemn, un atentat terorist în România, 3/4 din țară și-ar cumpăra mai multe pungi cu semințe și-ar sta interesat la televizor să vadă cum decurge treaba. Ia uite, frate, câte bucăți s-a făcut! Da? Serviciile cer mai multe instrumente care să le permită să monitorizeze atent situația, a spus Cioloș, întrebat dacă serviciile cer mai multă putere. Care servicii? Ei, zice Cioloș. Ei fiind cine, SRI-ul? Cine este serviciile acestea?
de care vrea mai multe puteri. Am un serviciu de cafea care nu vrea mai multă putere, vrea doar să fie umplut cu cafea. Cu asta se ocupă. Ei, cei din servicii, mai spune Cioloș, se plâng apropo de cartelele prepay. Mai spune domnia sa, adăugând că o serie de astfel de cartele din România au fost folosite în pregătirea unor atentate din Uniunea Europeană, tocmai din cauza prevederilor foarte, foarte, foarte relaxate din legislația românească. Păi băi! Și-or fi luat aia cartele prepay din România, dar i-au omorât roaming-ul, mă. Eu nu cred că au vorbit pe cartele prepay din România. E adevărat că avem printre cele mai ieftine servicii de telefonie și de internet din Europa. Foarte tare, eu zic, să rămânem la modelul ăsta și să nu stricăm absolut nimic. Cât mai am? 20, așa-i? 30? Băi, veni mai repede. Ce s-a întâmplat? S-a stricat ceasul biologic. Tang, tang, tang. Dar de obicei vii la și 20. Oa? Așa. Nu. Da. Mi se vede mustecioara? Nu, ești murdar. Nu-s murdar, ce zici? Da, fasole. Da, e adevărat, vă spuneam că ăștia avem în România printre cele mai ieftine servicii din Uniunea Europeană și de ce nu din lume în ceea ce privește telefonia și internetul. Ca să le iei. Dar imaginați-vă că teroriștii și-au luat cartele prepay din România și au vorbit unde? În orice altă țară în Uniunea Europeană. Păi i-au omorât roaming-ul, frate. I-au omorât roaming-ul, de aia se aruncă în aer, că nu le-a mai rămas bani să-și cumpere detonatoare de la distanță. I-au vorbit la telefon. Plus că, uite, ție, nu știu ce rețea, vorbești 10 minute că vrei să te arunci în aer nu știu unde, e adevărat, nu știe nimeni cine ești. Da, că e cartelă prepay luată la liber, da? Vorbești cu cineva la și știi că ai 300 de minute, că ți-ai încărcat cartela cu 300 de minute, vorbești în roaming după 5 minute, clink, se întrerupe că nu mai ai minute. Deci compania respectivă nu o să piardă. Și s-a mai făcut din astea. Clink, se întrerupe convorbirea. Mai primești și mesaj. Domnule, depășești, mea, am încărcat cu 300 de minute. Nu e adevărat. Și ia scandal. De asta s-aruncă ăștia în aer, în sinucigaș, că nu le mai rămân bani să-și cumpere și detonatoare de la distanță. Au folosit roaming-ul. Râd de chestia asta. Spunea Sfântul Bacterie pe Facebook. A, nu știți pe Sfântul Bacterie? Băi, oameni buni, dați-i ad. Adăugați-l la prieteni. Sau măcar dați-i follow. Nu ad, că nu-i plac prietenii noi. Dați-i follow lui Sfântul Bacterie. Jos pălăria pentru omul ăsta. Parcă el zicea. Mie place în draci. O să trebuiască să îți cumperi cartelă cu actul de identitate, certificat de naștere, copie după certificat de naștere care să ateste că și o adeverință care să ateste că această copie după certificat de naștere este autentică, cu o adeverință de la notariat chiar. Da? Și actul de casă, dacă stai în chirie și copie după actul de casă cu adeverință care să ateste că și această copie este conformă cu originalul, dacă stai în chirie, actele de identitate ale proprietarului, dacă e divorțat, actul de divorț, dacă e văduv, actul de deces. Două borcane aș adăuga eu cu coprocultura și da, urină și căcuță, corect? Niște bucăți de unghii sau piele sau fire de păr pentru ADN, de ce nu? Într-un pliculeț. Smulgi trei fire de păr din nas, din ureche, da? Le pui într-un pliculeț ca să aibă ăia de la care ții cartela niște probe ADN de la tine. O de asta grafologică, cum se cheamă, da? O semnătură și câteva cuvinte scrise ca să știe că s-a letare și să-ți poată face analiza grafologică. Cum să rupe? Că nu ai niciodată destulă siguranță și destulă securitate. Ei, serviciile, își doresc mai multă putere. Niște stuchit pătui ca să aibă tot ADN de la tine. În ochi probabil să le dai, un muc dacă e nevoie. Da? Toate astea. A, și dacă e nevoie, ești de la nevastă. Păi dar ea nu-și cumpără cartelă, n-are importanță, adu nevasta. Luăm noi probe din ea.
O probăm de nu mai putem. Mai țineți minte de la ce am plecat? Un popor care renunță la drepturi, la libertate pentru siguranță, pentru securitate, nu merită niciuna. Nici securitate, nici drepturi. Că e clar că nu știe ce să facă cu ele. Înțeleg că România este una dintre puținele țări din Uniune care vinde cartele prepay fără un control de identitate. Înțeleg că au fost chiar folosite în ultima perioadă cartele prepay din România în pregătirea unor atentate în altă parte în Uniune, tocmai pentru că există această flexibilitate în România. Sunt câteva lucruri care vor fi puse în discuție în perioada următoare. Ministrul Justiției, Sinistrul Justiției și Sinistrul de Interne vor veni cu o notă în guvern cu aceste elemente și ele vor fi supuse dezbaterii publice. Vor fi puse în dezbatere publică în momentul în care vor fi sintetizate, a mai spus șeful executivului. Să învățăm să punem cursorul acolo unde trebuie și că este foarte atent și la drepturile omului. Să nu credeți că vom face ceva pe ascuns. Cum puteți, domnul Cioloș, să spuneți așa ceva? Cum ar fi pe ascuns? Cum a fost faza cu pensiile speciale? Printre altele? Ceva de genul ăsta? Pe ascuns. Vom fi foarte atenți și la drepturile omului. Și la drepturile omului. Înțelegeți? Nu neapărat. La drept. A, o să fie și ele băgate acolo în seamă. Președintele Comisiei Parlamentare de Control asupra activității SRI, Georgian Pop, a declarat miercuri că trebuie introduse în legislație infracțiuni noi similare celor de terorism, cum ar fi finanțarea terorismului sau recrutarea eventualelor atentatori sau propaganda teroristă. Președintele Comisiei a spus că Franța și Belgia și-au înăsprit legea de prevenție în domeniu și că este necesară o aliniere a cadrului normativ și în România. Belgia în momentul ăsta este în stare de stejar extremă urgență în urma atentatelor de la Bruxelles. Ar trebui să ne aliniem și acolo? Noi ne aliniem, nu ne place să, ne place cuvântul ăsta, să ne aliniem. Dar înțeleg că există o amenințare și trăim cu toții sub securea asta terorismului. Dar nici să stai cu frica în sân, că dacă stai cu frica în sân, te trezești cu frica în sân, dormi cu frica în sân, înseamnă că ei au câștigat deja. Că și-au atins scopul, de asta se numesc teroriști, ca să introducă teroarea. Și dacă noi ne trăim cu teroarea, înseamnă că ei și-au atins scopul deja, au câștigat. Nici mai trebuie să ne batem cu ei. Stăm cu frica în sân. Și se întâmplă de... La modul cotidian, se întâmplă în viața de zi cu zi chestia asta. Un cetățean britanic de origine nigeriană a fost evacuat de la bordul unui avion care urma să decoleze de pe un aeroport din Londra după ce un pasager a crezut că urma să comită un atac terorist. Au reușit teroriștii, au învins, au înfrânt, au băgat frica în noi în asemenea fel încât să nu mai ai încredere în persoana de lângă tine. Deloc. L-ai văzut că e mai închis la culoare, are barbă, da. E de rău. Un pasager care, înțelegeți, au câștigat. Un pasager care se afla pe locul de lângă cel al lui Laolu Opebi, în vârstă de 40 de ani, a văzut în telefonul acestuia, pentru că, da, apropo de, în telefon s-a uitat, conversația pe care o avea cu niște prieteni prin serviciul de mesagerie WhatsApp, conversație în care se regăseau cuvintele rugăciune și bărbați Isi. Pasagerul a alertat imediat piloții, bănuind că este vorba despre ISIS, apelativ pentru rețeaua teroristă statului islamic. Iar trăsăturile fizice a lui Opebi au amplificat ce mai mult tensiunile stârnite din perspectiva unui posibil atac terorist care urma să fie comis în avion. Am înțeles, ar fi putut să fie și omul ăsta tocmai a prevenit așa ceva. Iată că se pare că n-a fost. Bărbatul a fost nevoit să predea telefonul forțelor de ordine, pașaportul și bagajele pentru a fi verificate, încercând, până la urmă, el să-și demonstreze inocența care este. Când am ajuns în situația în care nu doar că n-ai încredere în persoana de lângă tine, dar trebuie să demonstrezi tu că ești inocent, nu ei că sunt vinovat. Ua? Adică, băi, când reții pe cineva, mi se pare logic să-l reții pe un motiv. Și motivul trebuie să fie unul întemeiat. Dom'le, consider că ești vinovat de... Foarte bine.
Nu trebuie să mă dezvinovățesc eu, pentru că eu nu am de ce. Demonstrează că sunt vinovat. Cum să demonstrez eu că sunt nevinovat? La mine este o stare de fapt. Nu sunt vinovat de nimic. N-am făcut nimic. Am urcat în avion și stăteam de vorbă cu prietenii. Demonstrează tu că sunt vinovat. Deși un detectiv a clarificat că OPB, analist financiar din Londra, nu reprezintă nicio amenințare la adresa celor aflați în avion, pilotul a refuzat până la urmă să-i permită accesul la bordul aeronavei. Bărbatul a fost nevoit să aștepte 3 ore în aeroport pentru a se îmbarca în următoarea cursă. OPB, nigerian de religie creștină cu cetățenie britanică, a explicat că pasagerul care se afla lângă el a crezut că e musulman și, prin urmare, plănuia să comită un atac. Tipul nici nu mă cunoștea și în mai puțin de 2 minute a început să mă judece, a spus OPB pentru The Guardian. Chiar dacă era musulman, tot aș fi fost tratat incorrect. Sunt de părere că nimeni, indiferent de religia lui, nu ar trebui tratat astfel, a spus bărbatul. Mai e de comentat aici? Presupun că la asta se referea legea aia pe care a vrut să o inițieze Dragnea, și anume aia cu legea defăimării. Și anume cu băgarea în aceeași oală a tuturor persoanelor pe care nu le suporți sau de care ți-e frică. Am mai spus, nu toți musulmanii, nu toți arabii sunt musulmani. Da? Sunt și arabi creștini, dacă tot vorbim de creștinătate. Și chiar dacă ar fi musulmani, nu toți sunt teroriști. Cu siguranță, ca și la creștini, există o mână de dobitoci cărora li se pare că sunt mai presus. Și toți au venit în Europa. De ce? Pentru că aici vreau să ajungă, s-au chinuit ani întregi să ajungă în Europa, brusc Europa și-a deschis porțile, ia ca intrarea, hap, și-au venit. Nu spun că toți refugiații sunt teroriști, Doamne ferește, departe de mine. V-am explicat mai devreme, nu toți arabii sunt musulmani, sunt și arabi creștini. Creștini, creștini. N-ai de unde să știi când omul ți intră și stă de vorbă cu tine de care religie e. Că poate să fie creștin, poate să fie musulman și chiar și așa. Cât? 2 minuți? Trebuie să mă opresc, adică. A? 15 minute? A. Și spune, chiar și așa, musulman să fi fost, n-ai de unde să știi ce intenție are omul. Bă, dacă treci prin aeroport, bă, spunea, râdea la un moment dat cineva în Marea Britanie și venea din Statele Unite și la coborâre în Marea Britanie a spus, să mor dacă știam cum e siguranța, securitatea aeroportului, nu mă duceam la medic, frate. Că am trecut prin aparatele alea din aeroport, mi-au zis, vezi că ai piatră la rinichi, cam puțin fier în sânge și, da? Sau cam mult fier în sânge și altă, nu mă trebuie să duci la medic, pentru că treci prin aparatele alea, te dezbracă până la schelet și înapoi. Și totuși există în avion starea de nesiguranță, bă frate, dacă e terorist, dacă se aruncă în aer. În momentul în care stăm cu senzația asta, ăștia au câștigat deja. Așa, apropo de ce vă spuneam înainte de asta, că m-a amuzat titlul, ce trebuie să mănânci dimineața ca să ai o zi bună. Oameni buni, de la titlu am râs și am zis, cafea! Deci dacă nu există cafea solidă, cineva să o inventeze. Da? Pentru că, hei, bună, bei cafea, dar se face foame la un moment dat. Ce mănânci acolo? Niște cafea, frate. Mi-am luat un castronel, că mi-a făcut nevasta un castron cu cafea. Da? Aia, cum era marmelada. Ui, și o bagi în tine. Și mori, dracu, evident. Ei, aflați că un nou studiu, ăla vechi nu mai era bun, condus de Ana Lina Vuninen de la Centrul de Cercetări Tehnice VTT din Finlanda și prezentat la săptămâna obezității 2015 în Los Angeles, spune că oamenii sănătoși tind să aleagă fructe, produse lactate sau cereale pentru micul dejun. De asta chiar era o noutate, nici nu mă așteptam. Eu, sincer, mă gândeam că dimineața mănânci o jumătate de porc, da? Cum? Nu era logic? Fructe, lapte și cereale, asta să mănâncă dimineața, Doamne ferește! Realizatorii studiului speră că rezultatele vor clarifica
Asta e știre din aia care n-are nicio noimă, nicio logică, niciun sens și totuși niște oameni au cheltuit o gârlă de bani ca să facă un studiu ca să-mi spună că oamenii mănâncă dimineața. Semnată de CM? Cum? Semnată de CM? Nu, de Ana Lena Vorinen. Da? E o știre idiotă. Deci au făcut un studiu într-un an întreg pe 147 de persoane le-au monitorizat ca să vadă că aia mănâncă dimineața exact ce mănâncă toată lumea. Lapte, cereale, pâine prăjită, fructe. De parcă ar exista oameni care mănâncă la micul dejun un porc. 51% dintre participanți declară că mănâncă fructe la micul dejun. Ziceți și voi, da? Deci, un studiu care să-ți arate evidentul. Că se vede. E ca și cum ai avea un om în casă timp de un an de zile care se uită la tine, în fiecare zi ce mănânci și la finalul anului vine și spune, domnule, după ce am analizat toate datele, am ajuns la concluzia că mănânci la mine în casă, da, la mine. Ne-am țuit, am stat 365 de zile cu tine. După ce am analizat cu atenție toate datele pentru care am cheltuit o gârlă de bani, am ajuns la concluzia că dimineața bei cafea. Bă, să mori tu! Păi am avut senzația că e urină de capră. Dar nu, frate! Rezultă că era cafea. Știam că e cafea. De ce? Pentru că o fac în fiecare dimineață. Cafea și o beau. Trebuie să stai tu să-mi spui după un an întreg că beau cafea. Dar știam și singur. Și pe gratis chiar. Nu m-a costat nimic să știu că beau cafea. Tu ai cheltuit o cârlă de bani ca să analizezi niște date care să-ți zică că, bă, frate, bei cafea. Asta e știre de aia de... Da? Nici nu știu să... A, cică. Poliția spaniolă a anunțat că a deconspirat o rețea de traficanți care foloseau de droguri, care foloseau elicoptere pentru a transporta droguri din Maroc în Spania și că a arestat 20 de suspecți din 4 țări, printre care și de naționalitate română, spun cei de la AP, de la Agenția de Presă. Associated Press. Ulterior, autoritățile au descoperit că pilotul elicopterelor executa o pedeapsă în închisoare, de fapt, și se folosea de permisiile din weekend pentru a efectua transporturi de hașiș. Legea la ea acasă. N-ați înțeles din prima, nu e o problemă, vă mai zic o dată. Ulterior, autoritățile au descoperit că pilotul elicopterelor, elicopterul lui, că nu putea să piloteze trei odată, era de fapt în închisoare el. Dar în timpul liber, în timpul permisiilor, vi-l imaginați ca discuție? Alo, domnul gardian șef? Da, sărmâna lui Matale, nu te supăra. Pot să iau o permisie? Bă, dar ce ai probleme acasă? Nu, dar m-au rugat colegii de rețea să fac un transport de hașiș spre Spania. Și aș avea nevoie de limbă. Dați liber permisie să ies din închisoare săptămâna asta? A, bă, du-te, fă-ți treaba. Pilotul elicopterelor executa o pedeapsă în închisoare și se folosea de permisiile din weekend pentru a efectua transporturi de hașiș. Clink! Investigația a fost lansată după ce autoritățile au descoperit că rețeaua de traficanți plănuia o aterizare în Estepona, pe coasta de sud a Spaniei. Polițiștii spanioli au arestat atunci, pe 6 martie, pilotul și alți suspecți de la bordul elicopterului, se arată într-un comunicat al poliției spaniole. Ulterior, poliția spaniolă a efectuat în 14 locații din Spania raiduri, printre care în Madrid, Malaga, Sevilla și Cadiz, arestând suspecții de naționalitate spaniolă, română, marocană și ecuadoriană. E de râs. Dacă omul ăsta ieșea ușurel el din închisoare, în permisie, ca să facă transport de hașiș. Eu nu mai înțeleg sistemul ăsta închisorilor. Ting, ting. Nu mai înțeleg sistemul închisorilor, frate, nicăieri în lume. Băi, în închisoare se cheamă că e privare de libertate. Tu îi dai permisii săptămânală, în weekend, ce fel de închisoare e asta? Ăștia de la spital stau mai mult închiși decât cineva din închisoare. Uite și în România, de exemplu. Arest la domiciliu. Eu mor când aud arest la domiciliu. Păi dacă vreodată o să am probleme cu legea, Doamne ajută să-mi dea arest la domiciliu. Net am, Star Wars îmi place să joc, păi aș face consularul meu level 100, frate, în 3 zile.
nu trebuie să merg la muncă, statul mă plătește să stau acasă și să mă joc, și să mănânc, și să mă ia la televizor. Eu sunt oricum antisocial, prefer să stau în casă, nu ies, nu mă văd cu oameni, să-mi ia telefonul mobil, n-am ce face acolo, cu atât nu mă mai bipăie noaptea, nu mai primesc mesaje de la ISU și așa mai departe. Stau și mă joc toată ziua. A, o să-mi tai accesul la net. Înainte de a-mi tăia accesul la net, dați-mi voie să piratez vreo 60 de jocuri și vreo 3-4 seriale și eu mă ocup cu calculatorul. Mie îmi place. Dați-mi lucruri, cărți de vizită, felicitări. Mie îmi place să fac din astea. Arest la domiciliu. Dar nu. Pentru un lică frânaru ca mine vor fi ani de pârnaie grea pentru ceva. Pentru că eu sunt ca nimeni. N-am milioane de euro. N-am furat milioane de euro. Ca urmare, pentru unul din ăsta o să fie ani de ocnă la spart de sare. Da? E, dacă aș fi politician, de exemplu, aș face arest la domiciliu. Fără discuții. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați oferit-o și astăzi, luni, început de săptămână. Rămâne să ne vedem mâine, marți, la alte 24 de titluri. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!